Dacă în urmă cu un an, la ediția precedentă a acestei conferințe naționale, vă spuneam că ne așteptăm în continuare la o creștere al rolului brokerilor de asigurare, iată că cifrele preliminare aferente anului 2010 demonstrează că nu ne-am înșelat și că cel puțin în ceea ce privesc brokerii de asigurare, gradul de intermediere în asigurări a crescut. În anul 2010, primele intermediate de brokerii de asigurare au fost de circa 3.200 milioane lei, ceea ce conduce la un grad de intermediere de 38% din totalul primelor brute subscrise, adică cu 2 puncte procentuale mai mari decât în 2009. Comparativ cu anul anterior, volumul de prime intermediate de către brokerii de asigurare a scăzut nesemnificativ cu numai 0,5%. Acest procent este mult mai mic decât scăderea cu 5,7% a primelor brute subscrise de către asigurători, fapt care arată că brokerii au reușit, prin eforturi susținute, să nu fie afectați de efectele crizei economice. De altfel, dacă primele brute subscrise de asigurători nu s-ar fi contractat în 2010 cu 5,7%, gradul de intermediere prin broker ar fi rămas la nivelul anului 2009. Și piața de brokeraj este foarte concentrată, circa 83% din primele intermediate fiind realizate de un număr de 100 de brokeri din totalul de 530 de brokeri câți erau autorizați să funcționeze la sfârșitul anului 2010. Negocierea contractelor de asigurare și reasigurare a adus brokerilor venituri în sumă de 510 milioane lei, în creștere cu 7% față de 2009. Acest tip de venituri reprezintă 95% din veniturile totale realizate din activitatea de brokeraj. Regularizările de daune, care au fost realizate de un număr de 26 de brokeri în 2010, au generat venituri de circa 11,8 milioane lei, nivelul similar cu cel din anul anterior. Celelalte tipuri de venituri din activitatea de brokeraj au fost în sumă de 13,6 milioane lei, nivel similar cu cel din 2009. În total, veniturile realizate din activitatea de brokeraj în 2010 au fost în sumă de 536 milioane lei, în creștere cu 6% comparativ cu 2009. De altfel, acest ritm anual de creștere a veniturilor totale din activitatea de brokeraj a fost mai bun decât cel înregistrat anul anterior de 3%.